cineva. Mamă, mai este cineva aici. Dă cu plana! Salut la toată lumea, numele este X-Lader și bine v-am găsit la un nou episod în pădure. După cum vedeți, suntem pe un drum forestier aici și am înțeles că dacă o luăm pe drumul ăsta în față aici, se află o casă pe undeva pe dealul ăla, dacă vedeți acolo sus, se află o casă și vorbește lumea pe aici că stă cineva în casa aia. Așa că haideți să facem și noi o vizită, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să îmi cumpăr un cort și să stau chiar aici pe dealul ăsta și stăm o noapte în pădure, așa că rupeți butonul de like. Hai să mergem și noi în pădure să vedem dacă găsim ceva. După cum vedeți, nu este nimeni pe aici. Ia uite, e pustiu, frate, uite. E pustiu, cam așa arată. Uitați, nu răspunde nimeni. Haideți să mergem în față, o să merg eu pe drumul ăsta, după aia o să urc cu asta pe acolo. Și nu e stradă, nu e nimic, nu se aude nimic. Dacă ascultați cu atenție. Băieți, eu urc, ia uite așa în spatele meu. E pădure. Și nu-i să urc deloc pe aici. Să vedem ce naiba casă e. Mi-a lăsat cineva pe GPS pe unde, cam pe unde ar veni. Și mergem să vedem, mă scuzați că respir așa, dar dați-vă și voi. Deci uitați-vă unde mă aflu. Aolea. Băieți, ia uite, am găsit-o. Am dat pe GPS, am găsit-o. E casă în mijlocul pădurii. Aoleo, ce mișto. Ia uitați, băieți, casă în mijlocul pădurii acolo. Clownul. Pe tine sunt. Hai să vedem. Ia uite aici. Uitați, sunt chestii pe aici. Fiți atenți, e o casă în mijlocul pădurii. Îmi spune și mie care erau șansele să fie o casă în mijlocul pădurii. Deci nu mă credeți, uitați și voi. Pădure, pădure. Mijlocul pădurii. Fiți atenți, băieți, înainte să intru aici, cineva s-ar putea să stea aici. Deci nu se știe sigur. Auzi doar vorbe. E mult de venit, e mult de mers. Uitați un sac, ceva nu e bine. Pădure, nu e? Uitați, pădure. Sunt singur aici. Să vedem. Dracu să fiu. Mamă. E câine nimic. Un butoi. Băieți, ne uităm acum, are și veceu. Eu nu pot să văd ce e aici, dar o să mă uit acasă. Coș. Mamă, ce e aici, mă, mâncați așa? Vedeți că se pace ceva acolo? Ia, ia. E ceva, băieți? What? E un pat. Păi vedeți și aici? E un pat cu soba și niște pantaloni acolo. Băieți, am auzit niște sunete pe aici. Am auzit niște sunete pe aici. Ia! Păi cineva, e cineva. Scute ceva, băieți, un pelito. E cineva aici, un clown. Mamă, uite-l. S-a împat piciorul. Să fiu cu mama.
Nu. Dracu să fie, uite, mă urmărește. Dă cu plana! Pidică! Sunt al la față. Am alergat 10 minute. Uitați cum îmi bate inima. Aolea, mai pot. Stați. Nu mai pot. Cred că l-am pierdut. Chiar acolo era casa lui, să-mi bat picionul. Băieți, vreau să intrăm înăuntru acolo. Să vedem ce e pe aici. Asta e casa lui. Dacă vrei să vin noapte aici, like. Aici a intrat el. Deci aici stă el, mă, cam ieși. Voi vedeți unde stă el? Băi, știți, aici stă el. Cam pe aici stă el. Uitați. În gunoi ăsta. Mama, a căzut peretele pe el. Asta-i nebun la cap, asta-i nebun la cap, dar cu poarta ca prost. Băieți, nu pot să mă apropie de el. Asta mă vede peste tot. Nu pot să mă apropie de el. Mă doare într-o parte aici. Băieți, aici stă clownul. Băieți, ăsta, dacă mai stau mult aici, eu cred că o să mă omoare sau ceva. E nebun. Mai bun. Dați-mi să începem, mână. E nebun ăsta. Băieți, aici închei și eu acest episod. Nu uitați să apăsați un buton de like dacă doriți în continuare să facem seria asta. Poate și noaptea o să venim aici să vedem ce se întâmplă noaptea. Poate sunt mai mulți, habar n-am. Mi-e foarte frică. Apăsați și voi un buton de like, am avut curajul să vin aici, în pădure aici, nu e nimeni. Mă duc acasă că se face noapte. Deja dacă vă arăt cât e ceasul, stați puțin să vă arăt cât e ceasul. 16:33. Deja o să se întunece chiar acum. 16:33.
și plec acasă că nu mai pot. Mi-e frică de mor. Stai pe aici, mă caute să mă... Nu știu, pot să spun ce să fac. Shhh.